născut la 1 septembrie 1847 în satul Ilișești, comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava, Simeon Florea Marian începe școala primară în sat și o continuă în Suceava. Studii gimnaziale, face mai multe clase în același oraș și în două din Transilvania, în anul școlar 1869-70, este elev în clasa a 7-a a gimnaziului românesc greco-catolic din Năsăud, având diriginte pe profesorul Maxim Pop, care preda clasei limba română, iar la celelalte materii are profesori pe dr. Ioan M. Lazar, Octavian Barițiu, Leon Pavelea, Florian Moțoc, Teodor Dumbravă, Andrei Mazanec, Iosef Hanosek. De pe aceste meleaguri, culege folclor despre grănicerii năsăudeni în Revoluția din 1848-49. Clasa a 8-a o urmează la gimnaziul românesc greco-catolic din Beiuș și depune examenul de maturitate în vara din 1871. Pentru studii superioare, merge la Teologia Română Ortodoxă din Cernăuți. Termină în 1875, se căsătorește și a fost numit preot în Poiana Ștampei din Bucovina, ajunge după 2 ani la Voloca, 1877, iar de aici, la Siret, între 1878 și 1883, unde este preot și profesor, prilejuri inedite de viață pentru pasionatul culegător de folclor. Se stabilește apoi în orașul Suceava și este profesor de religie și de științele naturale la gimnaziu, deja afirmat om de cultură la acea vreme. Căci el debutase publicistic în 1866 la revista Familia din Pesta, pe când era elev și colabora la altele, iar când era la Năsăud, tipărește întâia carte Poezii populare din Bucovina. Balade române, culese și corese, Botoșani, Tipografia Adrian, 1869, mai târziu altele, între care Tradițiuni populare române, Sibiu, 1878. Citadin fiind, întreține strânse legături cu publicații și cu mari nume de folcloriști. Bogdan Petricei cu Hașdeu, Vasile Alexandrii, Petre Ispirescu, Ioan Pop Rețeganul, etc. Valorifică în presă din folclorul adunat de pe vaste teritorii românești, cât și prin mulți colaboratori din sate cu care era în corespondență și îi vizita. Preoți, învățători, țărani, studenți, elevi, împreună cu Teodor V. Ștefaneli, înființează revista politică și asigură tipărirea între 1886-1891. La apariția revistei ilustrate de pe meleagurile bistrițene, devine un statornic colaborator. Din zestrea spirituală adunată de pe când era școlar la Năsăud, tipărește Poezii poporale despre Avram Iancu, Suceava, 1900, în editura autorului. Sporește lista lucrărilor cu Tradiții poporane române din Bucovina, 1897, Sărbătorile la români, studiu etnografic, volumele 1-3 din 1898, 1901, etc. Circa 20 de titluri sunt tipărite dintr-o vastă acumulare și redactare, inclusiv scrieri originale, poezii rămase manuscrise. Colaborarea la presa din spațiul spiritualității românești constituie în sine un travaliu de cărturar. A atras din tinerețe atenția și prețuirea opiniei specialiștilor și cititorilor și a îndreptățit foruri instituționalizate să-i confirme meritele la vârsta de 34 de ani. În ziua de 26 martie 1881, plenul sub președinția lui Ion Ghica și secretar Alexandru Odobescu, conform procesului verbal numărul 15, cu această dată, în ședința secretă, îl alege cu majoritate regulamentară membru al Academiei Române.